Ronda da sosa! Îți dai seama, mă, să ai peste 600 de milioane de views pe YouTube, să fii milionar la 24 de ani, să realizezi niște lucruri, să vin în România să susții un concert și să zică unul, eu nu de 15 ani să-i mănânci cu ele. Urmează să vină și Riana în România să susțină un concert și să o facă lumea curvă, nici măcar nu m-ar mira, bă, ăsta e nivelul unora, efectiv, n-ai cum. Da, mă, ce faceți, cum sunteți, sper că sunteți bine, acum am venit și eu de la magazin și tocmai ce mă plângeam și păstorii că am dat 16 lei pe 5 roșii. Eu înțeleg că s-au scumpit toate, inclusiv punga de chipsuri e 10 lei, bă, da 5 roșii, 16 lei, mă. Anyway, nu știu dacă vă mai aduceți aminte de seria mea cu ce mai vând românii pe OLX. Cred că ultimul episod a fost 5 și nu mai aveam neapărat de gând să mai facem, să mai filmăm unul, dar s-au strâns o grămadă de anunțuri troll între timp, inclusiv anunțuri de la Festivalul Vieții. Și o să citim și noi câteva, o să ne amuzăm împreună sau o să plângem una din două. Înainte totuși să trecem la treabă, butonul ăla de subscribe ce zice? Eu zic să-l apăsați ca să mă ajutați și pe mine să dorm mai bine noaptea, cam așa niște insomni și dacă dați subscribe chiar mă ajutați să dorm mai bine. Vând Adidas Six 9 de la Beach Please 2000 de euro, mărime 42, purtat o singură dată marca Adidas. Iar în descriere avem așa, Adidas lui 69 aruncat de la el în mulțime la Beach Please, original de țin și filmare. Partea amuzantă, ca să zic așa, că nu știu cum se face, bă, da, avem mai mulți vânzători, adică, uite, de exemplu, băiatul ăsta îl dă cu 1000 de euro, nu cu 2, ăla îl dădea cu 2, știi? Cu toate că avem aici marca Zara, nu știu ce să zic. Băiatul ăsta, în schimb, băie puternic tare, adică ce o fi zis? Bă, poate găsesc un fraier și mi și eu apartament cu ocazia asta, dacă tot nu. Vând un Adidas, în paranteză, Adidasul drept, aruncat în public de către Six Nine, un rapper american cunoscut de toată lumea. Da, duceți-vă la părinți sau la bunici, cu siguranță e cunoscut de toată lumea. Adică, doar au fost, bunica ta a fost în clasă cu Six Nine, în caz că dacă on trebuie, o întrebi o să-ți zică. Vând deget atins de 69 la 1000 de euro stare utilizat. Ne și menționează că nu este spolat la cerere, îl taie și îl trimite prin curier. Rock și ofer seriozitate. Oare măta știi știe ce faci tu pe internet? Băi, Adi, sau nu știu cum îl cheamă pe băiatul ăsta, dar dacă anunțurile astea sunt pe bune, mie milă de moderatoria de pe OLX, sincer. Unghiera autentică cu care și tai Six Nine unghiile de la picioare. Să mor dacă te mint. Rip în comentarii, bă băieți, mi-au murit și mie neuronii odată cu anunțurile astea, nu știu ce să zic. Adică ar trebui să râd, ar trebui să fac ha ha ha. Anunțurile astea pare că sunt scrise niște copii de maxim 8 ani, adică nu cred că au mai mult de 8 ani copiii ăștia la băiatul ăsta săracul nu a venit și la el zâna măseluță, așa că dacă îi cumpărăm măseaua, practic noi suntem zâna măseluță pentru el și zic să facem chestia asta, nu să-l ajutăm și să vină zâna măseluță și la el, nu? Ar trebui să-i dau un telefon, îi cumpăr eu măseaua, mă, că și așa, mie nu să-mi dea niciodată măselele de minte, o să o pun aici cum ar veni, pe post de bibelou. Asta cu măselele de minte, totuși că n or să-mi dea niciodată măselele de minte, cred că explică multe, nu? Și nu pentru că le-am scos sau ceva, pur și simplu nu m-am născut cu ele. Deși dacă o să căutați mai detaliat, eu și restul oameni care s-au născut fără măsele de minte, undeva mi se pare pe la 30% din populație, noi ăștia care ne-am născut fără suntem considerați mai evoluați decât voi ăștia cu măsele de minte, băi ăștia. Pentru că, fun fact, măsele de minte nu mai au niciun rol în zilele noastre. Măsele de minte aveau un rol pentru oamenii preistorici, ei aveau nevoie de o putere crescută de masticație, pentru că alimentele de atunci, ce să vedeți, erau mult mai greu de mestecat, efectiv. Când mănânci scoarță de copac și carne crudă sau cine știe ce mâncau pe vremea aia, e normal să ai nevoie de mai mulți dinți. Dar alimentele din zile noastre, ce să vedeți, bă, sunt procesate în mare parte și le gătim. Prin urmare, nu mai avem nevoie de atâția dinți. Așa că data viitoare când vă mai bate cineva un apropo din asta că ha, ha, ha nu ai măsile de minte, nu ai minte, să știți că biologic vorbind, sunteți mai evoluați decât ei. Deși acum s-ar putea să vă dea la un moment dat măsile de minte, dar puteți să aflați dacă o să vă dea sau nu printr-o radiografie. Eu imitor cât de lucruri am învățat după ce mi-am pus aparatul dentar, nu? Adică dacă dacă nu mai merge cu YouTube-ul, vedeți că mă fac stomatolog direct. Să mai ziceți voi că nu învățăm și lucruri utile aici pe canal, că ne supărăm. Vindem râme. Mi se pare foarte tare, a? Mereu m-am gândit așa să mai intru, să văd ce să mai îmi cumpăr și eu, că mă plictisesc uneori și mi-aș mai cumpăra ceva. Și uite, pa, aș putea să-mi cumpăr niște râme. 5 ron. O râmă 5 ron sau care e? 50 de bucăți, comandă minimă. Deci dacă vreau 49 în să-mi dea, a? sol. Și dacă cumpărăm 1500 de râme, mai primim 300 bonus. E fix ca aia. Comandă o pizza și primești una gratis. Sau comandă două pizza și primești una gratis. Nu? Așa și aici. Comandă 1500 de râme și primești 300 de bucăți gratis. Foarte tare. Trimite și prin țară detalii la telefon. Eu sunt curios cum le numără omul ăla sau de unde știe el că sunt 1500 sau poate sună unul vrea 10.000. Cum numără omul la 10.000 de râme? O face pe cu una, două, 3. Adică până ajunge la 10.000 se schimbă și anotimpul sau nu știu, există ceva mașină de numărat râme. Cum există mașină din aia specială de numărat bani, așa poate o exista și mașină specială de numărat râme. Și redem glumim, dar îți dai seama să nu le împachetezi cum trebuie și să evadeze râmele prin mașină, pe acolo, pe la fan curier, pe la ăștia. Să deschid omul, să vrea să ia un colet ceva și să aibă 10.000 de râme în mașină, nasol. Plus de asta, când îți ajung ție râme la casă, de unde știi că sunt 1.500 de râme? Poate sunt, nu știu, 1.400. Doar nu mă apuc acum să număr și o râmele, adică pe bune, cum, cum procedăm în cazul ăsta? Mergem pe încredere sau care e faza? Dacă lipsește o râmă. Dacă lipsește o râmă, simt că mi-au -mi țeapă, adică pe bune, dacă am plătit 1500, 1500 vreau. Trecem totuși mai departe la o altă investiție de data asta tot de 5 lei, adică dacă nu vreți râme puteți să vă cumpărați așa ceva de 5 lei. Mai exact, zaruri șmecherite barbut, zaruri cu telecomandă. Astea cred că merg și cu telecomandă la televizor sau care-i faza. Când apasă mai că pe 1 să schimbe programul, dau și astea 1-1, ești nebun. Când apasă pe 2 și astea 2-2. Și la fel râdem, în glumim, dar nu știu de ce am impresia că anunțul ăsta e pe bune și cineva chiar a inventat așa ceva. Până la urmă dacă păcănile și tot ce ține de jocuri de noroc cumva sunt să pierzi de ce n-ar exista și zaruri din astea cu telecomandă. Nu știu să joc table, dar vedeți că am un prieten care de fiecare dată când joacă table e acolo cu 6-6 și dă 6-6. Dacă zice că dă, nu știu, 4-3, bă, dă 4-3. Și acum că văd zarurile astea, vedeți că îmi pun așa un semn de întrebare. Test fals de sarcină. Întotdeauna pozitiv, farsă. 35 de lei, o farsă foarte bună. Cu 35 de lei poți să omori un om de inimă, adică mi se pare, a? Doar înmuiați acest test de sarcină în apa de la robinet pentru aproximativ 10 secunde. Deoarece acest test de sarcină este foarte convingător, începe să urle la tine, adică, bă, mă crezi? Îmi place totuși că ne menționează băiatul ăsta, vă rog să fiți responsabili în farsele aduse persoanelor implicate. E genul de farsă pe care o faci și cumva sunt 80-90% șanse să te desparzi după aia de omul, ăla. adică pe bune. Dacă își dorește copilul o să fie fericit, după care poate să fie dezamăgit și dacă nu își dorește copilul, probabil o să facă infart. Trecem totuși mai departe la tricicleta asta electrică la 4500 de lei. Și dacă ne uităm așa un pic mai bine, poia bă, frate. Pare făcută din hârtie și apare făcută de un copil cu imaginație bogată la ora de lucru manual. E clar totuși că nu o să aibă foarte mare succes pentru că în continuare există public mare de 1.6 diesel cu fum negru pe spate care scoate fum negru pe spate și na. Vând remorcă, 750 de kg cu 750 de euro afacere tată. Nu? Sunt curios totuși dacă e și omul ăsta inclus în preț. Dacă dăm așa un pic cu zoom, o să observăm o chestie destul de rară. Pe omul ăsta, adică nu vreau să jignesc pe nimeni acum, dar are țâțile mai mari decât multe femei. Că nu și facă naiba și ăsta tratament din ăla cu HRT, ha? Am văzut că e la modă, mă, acum din bărbat să vrei să devii femeie. Și asta pare că cel puțin judecând așa după țâțe, Inclusiv Chris mă, din echipa lui Mr Beast s-a gândit că ar fi o idee mult mai bună să se facă femeie. Și până la urmă, dacă pe tine asta te face fericit, hei ei, doamne ajută, gău furit, de asta nu mai pot să dorm eu noaptea, știi că s-a făcută la femeie sau vrea să devină femeie. Adică mă deranjează pe mine cu ceva personal? Răspuns, nu. Cred că este stupid și ciudat și cringe? Răspuns, da. La modul să apar timp de 5 ani de zile sau mai bine de atât pe o platformă să te faci cunoscut ca fiind bărbat și să ai o anumită voce, să ai o anumită personalitate, anumite glume, știi? Nici să nu dai semne din astea că, nu știu, habar n-am mai vrea să te faci femeie sau și să apar dintr-o dată femeie. Să ți se schimbe vocea, comportamentul, aspectul, adică e un pic așa așa. Să-i mai bați și apropo lui Mr. Beast pe live că ha 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 Jimmy și ție cred că ți-ar sta bine femeie, ha 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 Jimmy. Măcar nu face glume din astea sau bate apropo ori de genul pe live uri sau în general pentru că, tai, cringe. Trecem totuși mai departe la Peugeot-ul ăsta 206 Tuning la 3.450 de euro negociabil și cu 177 de cai putere, atenție, model 206, am fabricație 2003, iar anunțul cred că a fost sau este pe bune, iar asta este mașina, bă băiatule. Da, nu știu ce să zic. În Need for Speed Underground, nu? Primul, 2003, cred că a apărut și ăla, același an cu mașina asta. În joc era cool să o faci așa, cred, pe vremea aia. Asta e interior, o mâncava și gura voastră. Pot să jur, pot să bag mâna în foc că există grese și faianță stilul ăsta. Așa arată un băi, cel mai probabil. Și volanul ăsta, săracul, adică dacă faci accident, te ai ajuns pe lumea cealaltă, direct, dacă dai cu capul de... Sandwich Pariser, garanție 2 ani, 6 lei. Nu bate, nu troncă, ne e făcut de o bunicuță în Germania, kilometri puțin. Interiorul lasă de dorit, dar este bun în exterior. Lăsând totuși lumele deoparte, bă, sandwich cu Pariser rămâne legendă. sandwich ăsta, realist vorbind, pute din primele secunde în care îl faci, tu îți dai seama, voi vă dați seama cum e după 2 ani de zile? Inclusiv caietele și manualele miroseau a sandwich cu Pariser jur. Totuși îmi place afacerist copilul ăsta de mică, le vinde cu 6 lei. Spre binele lui, spre sănătatea lui, mai bine le, le vinde decât să le mănânce. Adică parizerul la. nu vreau să știu ce conține. Dar mai carne nu e aia. Probabil e dat și cu margarina pe interior. Margarina cu parizerul la, aici nemun. Cum să scurtezi viața cu 15 ani? Mai că de exemplu, v-am mai zis parcă că îmi făcea cu Nutella, cu gem, cu din astea și le vindeam și eu și mi-aduc aminte că le vindeam cu 5 lei. Și vedeți că 5 lei pe vremea aia erau mult mai valoroși decât 6 acum. Semvișuri mai vindeam și cd -ul cu jocuri sau cu muzică. Afaceri de mic, mă. Ghiozdane și o sticlă de apă borsec la 100 de lei. Să nu aibă dracu' miros de parizer ghiozdanele astea că nu cumpăr. Na, asta se întâmplă totuși că nu ești atent, îți ajunge ghiozdanul. o cred că și brelocul meu din, din liceu tot Polex a ajuns. Aveam niște colegi din ăștia așa mai magicieni un pic, aveam și un breloc și mecher. Bă, și la ora de sport, nu știu dacă v-am mai povesti, trebuia să fac niște exerciții, na, niște tumbe, niște pentru notă. Am lăsat 2000 cheile pe jos, nici bine nu m-am întors, s-a dispărut Prelocul, ești și așa s-a făcut o magie. Pisică portocalie la 500 de euro. Săraca pisică pare că are 40 de ani, adică o cumpere astăzi și moare mâine. Pare un pic cam bătrân așa, adică îi trebuie și sper că vină cu cremă de riduri, că pare că are niște riduri pisica asta, sincer. Și nu știu acum cum funcționează, nu am pisică. Bă, da, cel puțin pe Instagram când îmi apar pisici, pisici care fac căcaturi, nu știu, dărâmă chestii, spar chestii. Orice căcat pe care îl face o mâță, băi, portocalie, nu știu cum se face. Îl avem și pe băiatul ăsta care e sincer, mă uite, vinde de bicicletă că Elena s-o spele. Tare, a? Stare perfectă, dar e murdară. Am fost cu ea până într-o pădure și înapoi, iar acum Elena s-o spăl. V-am zis, măcar e sincer, băiatul ăsta, acum doamne ajută măcar el să se spele. Că dacă elene să se spele și pe el, atunci avem o problemă. <fie> și nu în ultimul rând îl avem și pe băiatul ăsta care vinde sabie de cocalar la 500 de lei. Așa da, bă, băiatule. Ne-a băgat și o descriere din aia puternică în titlu, ne-a zis că e doar de cocalar, da. În descriere ne zice că e și de gladiator plus cocalar plus viking plus cavaler plus mușchetar. Iar toate astea sunt incluse doar într-o singură sabie. Cu această sabie s-au întâmplat foarte multe până acum. Am tăiat trei români cu ea. Cu această sabie am învățat să tai oameni pe stradă. Și limba română am învățat să o taie. Și aș vrea să-mi duc tradiția mai departe. Vă pupă costică mercenarul. Da, mă, na, se mai schimbă omul, știți cum e. Unii oameni se mai schimbă. ascultat și băiatul ăsta trei podcasturi și ce a zis? Bă, frate, e timpul să fac o schimbare în viața mea. O să-mi vând toate lucrurile astea ce țin așa de cocălrizme de astea. Primul lucru vând sabia, am vând hainele, îmi vând accesoriile și astea și o luăm de la capăt. Bă, băiatule, mă civilizez și o, așa, nu e... Sper că nu a ieșit foarte scurt clipul ăsta, dar o să vedem la editare și dacă vreți să mai facă episoade cu această mirobolantă serie, nu? Nu uitați să dați și să lăsați și voi un like și ne auzim, repet, data viitoare. Să dați și un subscribe la canal dacă sunteți noi, să aprindeți notificările și ceau les!